Bună ziua! Suntem la Banking for Zero, conferință internațională dedicată fintech-ului și tehnologiilor emergente care vor schimba industria bancară în următorii ani. Alături de mine este domnul Teodor Blidarus, CEO-ul companiei FintechOS. Bună ziua, Teo, bine ai venit! Bună ziua! Sunteți our main partner și nu degeaba, chiar aveți lucruri de spus și de făcut, iar industria chiar are nevoie de un partener ca voi. Aș începe prin a te întreba, plecând de la o declarație pe care ai făcut-o pe scenă mai devreme, nu inovăm pentru că vrem să păstrăm controlul. Cine vrea să păstreze controlul și de ce? Cred că toată lumea. To some extent vrea să păstreze controlul, dar dacă ar fi să discutăm, de exemplu, despre industria de banking, cred că sunt două niveluri de control. Da? Este controlul pe care jucătorii din banking vor să-l păstreze și cred că nu e nimic nou aici și nici nenatural. S-a vorbit în ultimii 5 ani foarte mult despre banking versus fintech, până când am ajuns treptat să înțelegem următoarele lucruri, că este banking and fintech. Vedem o deschidere din ce în ce mai mare pentru inovație cu ajutorul fintech-urilor în banking. Și cred că cu toți începem să înțelegem că schimbarea majoră în următorii 5-10 ani nu va veni doar de la jucătorii tineri, ci și de la jucătorii care au o poziție dominantă în piață. Și din punctul ăsta de vedere, întorcându-mă la control, aș spune că băncile încep încet să liberalizeze controlul, să fie, cum să zic, mai confortabile cu o, să zicem, o lipsă educată de control sau de un parteneriat cu fintech-urile. Dacă ar fi să mă întorc în perspectiva de tehnologie, cred că lucrurile stau în schimb diferit, pentru că ceea ce vedem acolo, vedem o obsesie de a deține controlul al companiilor care au vândut în banking and insurance în ultimii 20-30 de ani, cu modelele tradiționale închise, cu modelele, zic, bazate pe o inovație de asta, o dată pe an, vii cu niște lucruri, mai faci un upsell, mai faci un cross-sell și cred că ăla este un, sau acela, este un loc unde e loc de foarte, foarte multă transformare. Acolo se mișcă, dacă vreți așa, dinozaurii în momentul de față. Până la control, băncile stau pe un munte de date care le pot asigura în continuare controlul sau măcar să le îmbunătățească tot ceea ce înseamnă personalizarea unei, unei oferte către un client. Cum le puteți voi ajuta să depășească acest moment? Pentru că, într-adevăr, oricât aș investi în tehnologie, dacă nu sunt în stare să-mi exploatez ceea ce deja am și nu mă costă nimic, va fi greu să avansez. Cred că FintechOS vine cu două paradigme aici. Prima paradigmă este că noi nu urmărim să livrăm o platformă, a 70-a sau a 100-a platformă care există într-o bancă. Ceea ce înseamnă că nu avem ambiții de-astea dominatoare și putem foarte clar să lucrăm într-un perimetru, cum să zic, foarte bine definit. Da? Adică vrei să începi să personalizezi experiența în onboarding? Foarte bine, te ajutăm acolo. Vrei să începi să personalizezi experiența în lending, în savings, te ajutăm acolo, în payments și așa mai departe. Vrei să te duci într-o zonă strategică în care să ai o singură tehnologie pe care să... Putem să te ajutăm și cu asta, dar în esență nu avem această abordare arogantă a companiilor de tehnologie care vin și spun eu trebuie să fiu singura tehnologie pe care tu vei construi acest banking personalizat. A doua valoare pe care noi o aducem, aducem acest, cum îi spunem noi englezește vorbind, evolutive data layer. Deci, practic, creăm acest data core prin a integra peste 150 de surse de date externe într-o bancă, a aduce datele la un loc cu datele care sunt deja existente și a ajuta băncile să construiască această nouă generație de produse și servicii care au la bază personalizarea și datele. Și aici este diferențiatorul nostru față de o tehnologie tradițională care se uită să se poziționeze fie în zona de core, fie în zona de middleware, fie în zona de front. Noi venim și spunem că toată această separare este nenaturală. Personalizarea vine din a pune datele clientului din toate aceste layere la un loc, a le integra cu niște date externe pe care, frankly speaking, s-ar putea să nu le ai vreodată în gestiunea ta,
gândește la date de biometrie sau așa, și a crea acea experiență de lucru personalizată în cicluri de inovație rapide. 2 săptămâni, 4 săptămâni, 6 săptămâni. Da? Vii și împingi un produs în piață, vezi dacă funcționează, nu funcționează, îl scoți, pui altul și așa mai departe. Vremurile în care o bancă lansa, mai nu, 3-6 produse pe an, au dispărut. Te uiți la ce se întâmplă cu fintech-urile? Fintech-urile sunt capabile să împingă în piață, de la lună la alta, servicii noi, produse noi, experiențe noi pentru client. Dar cum reacționează când le spui că putem migra de 10 ori mai ieftin și de 10 ori mai rapid decât ați fost obișnuiți până acum? Cu întrebarea pe care o auzim am auzit în ultimii 3 ani de "This is too good to be true." Și atunci noi am inventat acest model pe care îl numim Accelerator și în care spunem, ok, alege use case-ul tău, noi îți demonstrăm că în 2-4 săptămâni îți producem acel use case free of charge. Pentru că, cum zice englezul, seeing is believing. În momentul în care lucrurile se întâmplă, din momentul ăla încep să devii mai deschis. Pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce facem este că am deschis și investim foarte mult în comunitatea FintechOS, în așa fel încât oamenii de tehnologie, oamenii din product management, deci oamenii care lucrează în bănci, să aibă acces la această tehnologie, au acces la o academie online gratuită, au acces la soluțiile noastre care sunt open source în toate aceste arii, în așa fel încât să poată să le testeze de unii singuri, să vadă că nu este nimic, lipsit de control acolo. Asta cu open source este clar o schimbare de paradigmă în mentalul colectiv al bancherilor. Da. Cum va impacta el industria de banking în anii următori? Eu cred că discutăm de o paradigmă specializată de open source. Pentru că să ne înțelegem, noi nu venim și spunem, domnule, toată tehnologia noastră va fi open source. Noi venim și spunem, tehnologia noastră este atât de, accesibilă tuturor, nu doar oamenilor tehnici, pentru a putea să construiască aceste soluții în zona de current account, în zona de lending, în zona de customer 360, savings, payments, insurance și așa mai departe. În așa fel încât noi ne simțim confortabil să propunem toate aceste soluții, să vi le deschidem, să aveți acces la codul sursă, să puteți să own, să puteți să dețineți acel cod sursă și să-l schimbați și să-l personalizați așa cum considerați voi. Cu oamenii voștri, cu partenerii voștri, aliniat cu filozofia voastră de lucru. Și cred că ăsta este, dacă te uiți, de exemplu, la... Noi suntem prezenți în momentul de față în 10 piețe internaționale pe 4 continente. Cred că ideea asta că tot ceea ce înseamnă soluție bancară și soluții în zona de financial services trebuie să fie deschisă a devenit omniprezent. Toată lumea înțelege că nu ai cum să rămâi captiv în ecosistemul unui furnizor care a fost în ultimii 20-30 de ani în piață și în realitate în momentul de față nu luptă ca să inoveze, ci luptă ca să supraviețuiască. Nu vrei să fii prins în acel ecosistem. Apropo de inovație, vedem acești challenger banks, neobanks, spune-i cum vrei, Moniz, Revolut, N26, sunt deja zeci, poate au depășit 100 la nivel planetar. Vor schimba cu adevărat ceva în industria bancară? Eu cred că ei sunt factori către schimbare. Cred că dacă ne așteptăm ca aceste branduri să transforme... Dacă ne așteptăm ca aceste branduri să transforme industria bancară, eu n-am așteptarea asta. Nu cred că lucrul ăsta se poate întâmpla. Pentru că, în realitate, ei dețin prea puțin din piață în momentul de față. Cred că rolul lor este să arate jucătorilor care se mișcă mai greu, iau decizii mai greu, că acel chasm poate fi trecut, să ofere un exemplu și treptat, acele 20-30% din companii care dețin peste 70% din tot ceea ce înseamnă piața de servicii globale să înceapă să facă pași cu o viteză mai mare către schimbare. Și cred că, sincer, cred că suntem la început. Sigur, o să putem, exact cum zicea și Steve Jobs, o să putem peste 10-20 de ani să connect the dots backwards. Nu știm realmente ce se întâmplă, dar impactul jucătorilor de tip neobanks cred că încă este suficient de mic și este mai degrabă un impact de enablement decât un impact de transformation.
Ultima mea întrebare este legată de obiectivele voastre pe 2020. Ați crescut foarte mult, foarte repede în 2 ani, da? Deja stați o poveste de succes. Ce urmează pentru voi anul viitor? Nu știu, peste 5 ani, dacă poți să faci o proiecție și mai lungă, dar anul viitor. Cred că peste 5 ani sigur că pot să fac o proiecție. Okay. Nu-mi dau seama cât de mult este viziune și cât e halucinație peste 5 ani. Adică cred că sunt suficient de multe companii de tehnologie în care vezi că lucrurile se schimbă fundamental de la an la an, din 2 în 2 ani. Și atunci, cred că strategia noastră pentru anul următor este foarte, foarte clară. Aș spune că noi ne uităm să consolidăm poziția noastră ca și jucător de tehnologie european. Avem în acest moment birouri în Londra, în Copenhaga, în Amsterdam, în Viena și în București. Deci ne uităm ca prin aceste birouri să putem să aducem cât mai mulți oameni locali, să putem să devenim un partener important pentru toate hub-urile de financial services. UK este un hub aparte, Europa de Vest e un hub aparte, țările nordice, Benelux sunt alt hub, CE este alt hub. Și atunci ne uităm ca în următoarele 12 luni să putem să avem ecosistemul necesar, să putem să deservim aceste hub-uri. În paralel, avem în momentul de față clienți în America de Nord, avem clienți în Asia de Sud-Est și probabil că mai degrabă tactic vom urmări să creștem prezența noastră, în special prin parteneri în aceste două regiuni. Acum sunt 10 piețe. La finalul anului viitor, câte piețe veți avea? Cred că e mai puțin important câte piețe, că asta cred că este și un lucru oportunist. S-ar putea, de exemplu, suntem prezenți în Canada, avem un singur client acolo. Sigur, e una dintre băncile de top 10 la nivel mondial. Dar știi cum e, faptul că ai un client acolo înseamnă că ești în piața respectivă. Cred că mai important este numărul de clienți și tipologia lor. Corect. Noi în momentul de față avem cam 40 de clienți. Viziunea noastră este că anul viitor ar trebui să fie aproape 200. Avem în momentul de față bănci și companii de asigurări. Okay. Dacă te uiți în portofoliul lui FintechOS, este în momentul de față încă este împărțit jumătate-jumă. Okay. Și cred că asta o să continue pentru anul viitor. Cred că sunt și hipermarketuri care vor să intre în această oră a sunt retaileri în general. Sunt retaileri în general. Adică te uiți, de exemplu, va fi o nouă categorie pentru voi? Noi deja deservim o parte din retaileri. Sigur, nu pot să-i numesc pe toți, dar pot să-i spun, de exemplu, Flanco. Este unul din retailerii care folosește tehnologia noastră. Altex a fost altul. Sunt retaileri afară. Sunt companii de telecom care folosesc tehnologia noastră. Deci noi ne uităm, de fapt, de asta se numește FintechOS. Este o tehnologie inclusivă. Da? Pentru că viitorul nu este lending, payments, insurance, wealth. Da? Cu toții înțelegem că, în realitate, prin acel digital passport, viziunea este că ar trebui să ai acces integrat la servicii personalizate, financiare, în general. Și cred că FintechOS este excelent poziționată, pentru că, în momentul de față, noi avem referințe și livrăm și către băncile Tier 1, Tier 2, și către băncile care sunt Challenger Banks și către Neo Banks. Deci potențialul de creștere este pe toate aceste trei arii. Și asta este un lucru cu care puțini jucători în piața mondială se pot lăuda. Teo, îți mulțumesc foarte mult și mult succes pentru anii care vin. Mulțumesc frumos!